Sunt în live. Dragi prieteni, bună seara! Bine ați venit la Cafeneaua Filozofică, am ajuns la numărul 103 și astăzi este 8 martie. Am înțeles că deja lumea se salută cu la mulți ani, avem niște flori în cadru, sigur aveți și voi flori. Doamnele duceau flori prin oraș astăzi, dintr-o parte într-alta, domnii la fel. Noi ne-am gândit că e o ocazie bună să ne gândim la 8 martie altfel decât în registrul florilor, mărțișoarelor și petrecerilor. Pentru că nu 8 martie este despre drepturile femeilor. Și în orizontul meu de educație, să zicem, da? Am crescut cu 8 martie ca fiind mai degrabă o sărbătoare rea, o sărbătoare a ipocriziei, într-o lume ceaușistă în care se făcea mare caz de sărbătoarea asta și femeile aveau foarte puține drepturi. Teoretic erau foarte prețuite ca tovarășe și mame, practic aveau foarte puține drepturi și foarte adesea erau victime. Așa că m-am gândit că poate trebuie să vorbim despre asta, despre femeile ca victime, despre războiul împotriva femeilor pe care regimurile totalitare l-au dus în diverse țări și pe care îl mai duc încă. Armand Goșu a făcut o foarte interesantă urare pe Facebook femeilor închise în Rusia de astăzi, disidentelor închise în Rusia de astăzi, așa că poate ne gândim și un pic la ele. Însă mă gândeam că discuția va porni de la o carte la care eu tot citesc de vreo lună, o carte extraordinară, Morfologia nevinovăției, alfabetul detenției feminine în comunism, coordonată de Constantin Vasilescu, pe care l-avem aici cu noi, bună seara, și în care scrie și Clara Mareș, care este aici cu noi, și tot cu noi, invitată în seara asta, este Virginia Ion, care ne va vorbi despre o expoziție intitulată sugestiv Dușmance al poporului. O să vedem ce însemna asta și cum au ajuns aceste femei. Cartea este te îmbolnăvește. Spuneam că citesc de o lună la ea pentru că după câteva pagini ți se face rău. O deschizi fie la studiile foarte consistente în care ți se explică ce și cum, fie la efectiv alfabetul femeilor închise și citești lucruri precum un nume, o vârstă și pe urmă lucruri de astea. Fată de țăran mijlocaș, analfabetă, casnică, căsătorită cu 3 copii, neîncadrată, arestată și condamnată pentru uneltire. Arestată și condamnată pentru favorizare. Nu l-a denunțat pe inculpatul Mărgineanu Teodor, care a vrut să facă contrarevoluție. Și așa mai departe. Și nebunești. Femei care nu știu să scrie, să citească, mame cu 3-4 copii, unele mor în închisoare, pentru lucruri care... O să vorbim astăzi pentru ce. Un război împotriva femeilor, un război împotriva poporului, o carte pe care trebuie să o aveți și pe care trebuie să o citiți. Dacă se citește atât de greu, cum s-a scris ea? Constantin Vasilescu și Clara Mareș. Constantin Vasilescu. O să las de Clara. Nu doar pentru că astăzi e o martie, dar așa, din colegialitate și pentru că nu ne-am mai auzit de mult, o să las pe Clara să înceapă. Clara Mareș, Și apoi... sparge gheața. Cum s-a scris cartea asta? Da, bună seara și mulțumim și pentru cuvintele frumoase și pentru emoția cu care parcurgeți această carte, care și pentru noi e una foarte, foarte specială. Recunosc că eu am fost cooptată târziu în acest colectiv și m-am ferit
Odată pentru că era o temă la care mă simțeam foarte sensibilă și în același timp aș fi vrut să nu evidențiez un anumit gen, pentru că de fapt regimul comunist a fost criminal indiferent de gen, vârstă, ocupație, în criminalitate a fost absolut democratic. Și cumva am avut diverse experiențe de genul ăsta, că ești femeie, trebuie să vorbești despre suferința femeilor și de aceea m-am ținut la distanță la începuturile carierei mele. Dar cum se întâmplă lucrurile, uneori contează și cu cine lucrezi. Și băieții alături de care am scris la carte sunt printre prietenii mei cei mai buni și printre oamenii cu care rezonez cel mai bine și în argumente și în viziunea asupra criminalității sau asupra represiunii. Și cred că asta este elocvent și în carte. După cum observa și prefațatoarea noastră, doamna Doina Jela, stilul nostru e destul de unitar, tocmai pentru că ne unesc aceeași viziune și aceleași convingeri. Și asta cumva cred că este un plus al cărții. În momentul în care am început să mă implic și am început să discutăm între noi ce facem, cum procedăm, hai să nu fie doar un simplu dicționar, hai să facem niște studii, a fost un lung, lung proces. Practic, cred că ideea acestui dicționar a încolțit undeva în 2007-2008. Efectiv, ne-am apucat undeva prin 2012, cred. În 2016, eu am terminat studiul legat de femeile de legionare și am plecat acasă să nasc al doilea copil. După ce la primul copil am plecat să nasc după ce terminase munca la dicționarul penitenciarelor. Soțul meu râdea și a zis, te rog, eu roagă institutul să nu mai facă dicționare pentru că eu nu mai vreau să fac copii. Lăsând gluma la o parte, când m-am întors, ne-am dat seama că totuși dicționarul ar mai avea nevoie de niște studii. Și atunci m-am apucat să scriu despre femeile care au scris despre detenția lor. Practic, aceste două contribuții ca studii de caz sunt partea mea, care este ușor disproporționată față de partea lui Vasilescu. Eu îi sunt recunoscătoare pentru tot efortul pe care l-a făcut să sintetizeze o cantitate de date incredibilă, pentru că eu știu cât de greu mi-a fost să ajung la un 40 de pagini din 200 de dosare văzute și îmi dau seama că și pentru el a fost la fel de greu, pentru fiecare dintre autorii acestei sinteze, acestor studii de caz a fost la fel de greu. Pentru că, de fapt, noi, dacă am plecat de la fișele matricole penale, care sunt acele înregistrări din alfabetul detenției, pe urmele lor am mers în arhive și am făcut cercetări unul la unul de dosare. Și am văzut dosare penale, am văzut dosare informative și am văzut dosare de rețea. Cam aici aș vrea. Așa, ai întrebat de cum a... Deci, practic, ne-am apucat în 2012, serios. A fost o lungă, lungă activitate de cernut datele primare din fișele matricole până am ajuns la un numitor comun. A fost foarte, foarte cronofagă toată operațiunea asta. Apoi ne-a luat, cred că, spre 2 ani să facem studiile de caz. Și după cum vedeți în cuvântul introductiv, noi am pus punct în august 2020, imediat după pandemie. Cartea a văzut lumina tiparului în decembrie 2022. Asta are o explicație legată de funcționarea instituțiilor în România și despre diversele mutări, numiri și la conducerea institutului, priorități, chiar nu vreau să intru în detalii. Noi suntem foarte bucuroși că această carte a văzut lumina tiparului și că circulă și am primit foarte multe semnale de la femeile care au fost închise, de la urmașilor și de fapt noi asta ne dorim.
ca această carte să mărească lumina și să crească cantitatea de înțelegere a ceea ce a fost și să înțelegem mai bine despre trecutul ăsta care nu mai trece, de ce suntem unde suntem, pentru că ni s-a întâmplat ce ni s-a întâmplat. Să spunem și că volumul foarte frumos a apărut la editura Litera și că este efectiv un volum frumos și foarte îngrijit, care, așa cum spunea Clara și cum cititorul poate să constate, de fapt are niște studii foarte consistente, făcute de niște cercetători care știu despre ce vorbesc și studii care vin din toate direcțiile. Sunt lucruri legate de cum a fost construit volumul. Aici ar vrea să poate Constantin Vasilescu, acum ne spui, da? Cum a fost construit volumul pornind de la niște fișe ale poliției, da? Niște fișe de tipul celor pe care vi le-am citit. Data nașterii, tatăl, starea civilă, starea materială, educație și apoi fapta care de multe ori este scrisă într-un limbaj la care nici nu știu dacă să râzi sau să plângi. Constantin Vasilescu. Da, cum a zis și Clara, cartea asta a avut așa un traseu destul de sinuos și dacă totul a început așa foarte entuziast și cu un angajament total din partea noastră, pe traseu am întâmpinat tot felul de piedici și nici eu nu vreau să mă mai gândesc la ele, nu vreau să mai camponez de tot felul de întâmplări mai mult sau mai puțin fericite. Ce este bine este că într-un final a apărut și povestea s-a concretizat într-un fel sau altul. Acum o să fiu sincer cu dumneavoastră și o să vă spun că inițial ideea a fost alta. Deci noi când ne-am înhămat la munca asta am gândit să facem un dicționar al tuturor descripțiilor politici și ne-am dat seama destul de rapid că nu avem resursele necesare, nu avem resurse de timp, nu avem resurse umane, pur și simplu nu puteam duce la cursul și munca asta și atunci cumva așa ne-am restrâns doar la deținutele politice, la familiile care au fost condamnate în timpul comunismului. Și datorită faptului că subiectul în sine nu era extrem de abordat. Totul a pornit într-adevăr de la aceste fișe matricole penale care se află în arhiva Administrației Naționale a Penitenciarilor de la Jilava și ele sunt așa ca un soi de, nu știu cum să-i spun, ea spune ca un soi de pașaport al fiecărui deținut politic, da, care conține datele elementare despre persoana în cauză și despre traseul penitenciar. Bun, asta ne-a dus imediat cu gândul la un dicționar, da, ce poate fi mai simplu și mai, mă rog, vorba vine mai simplu, ce poate fi mai eficient când ai de-a face cu niște documente care sintetizează informația în felul ăsta, este să faci un dicționar. Dar mi-am dat seama că asta nu e suficient și că un dicționar bun ar putea fi un instrument de lucru destul de bun, destul de util, dar fără niște texte, fără niște studii sintetice care cumva să traducă semnificația acestor documente, însemnătatea volumului ar scădea. Și atunci am ajuns la ideea alcătuirii unor studii tematice, sintetice, în funcție de interesul fiecărui cercetător în parte. Și aici, iarăși, aceste foi matricule penale s-au dovedit esențiale pentru că ele ne-au oferit datele esențiale ca noi să pornim această călătorie a cunoașterii. Nu știu dacă sunteți familiarizată cu arhiva CNSAS-ului, dar acolo depindă. Ai nevoie de niște date clare ca să poți vedea anumite dosare. Dacă tu vrei să vezi dosarul lui X sau lui Y, atunci tu ai nevoie de numele, prenumele persoanei respective, ai nevoie de data nașterii, ai nevoie de prenumele părinților pe care trebuie să le completezi acolo pe fișe și ca cei de la arhivă să-ți identifice dosarele. Și atunci aceste fișe matriculare ne-au fost de folos pentru că de acolo noi am extras aceste date, da? Și am putut să
aprofundăm cercetarea mergând în arhiva CNSAS. Și a mai fost ceva legat de aceste fișe matricole penale, e vorba de descrierile faptelor, care pe noi ne-au ajutat foarte mult, deși aceste foi matricole penale conțin uneori un rezumat foarte scurt, dar foarte, foarte important al faptei comise. Și atunci, plecând de la aceste descrieri ale faptelor, am putut să grupăm cumva aceste persoane în funcție de cazuistică și, evident, în funcție de interesele fiecăruia. O să vă dau un exemplu. De exemplu, pe mine m-a interesat întotdeauna problematica aceasta crimelor de război. Și mi s-a părut cu atât mai interesant să văd în ce măsură femeile au fost implicate în povestea asta. Și atunci am pornit de la descrierea faptelor din aceste fișe matricole penale și am putut să cerc și să văd, să consult dosarele astfel de femei. Și așa mai departe. Așa a fost și cu cele care au fost internate în azile psihiatrice, așa au fost și cu cele care au fost implicate în revolte împotriva colectivizării. Și nu numai. S-a spus mai devreme că comunismul era democratic când venea vorba de arestat oameni și deci în sensul ăsta nu avea ceva în mod special cu femeile, ci cu toată lumea. Și atunci de ce totuși decizia de a face un volum despre femei? De Asta este o ce... întrebare foarte bună. Și apropo și de titlul acestei emisiuni, Războiul împotriva femeilor, de fapt, din punctul meu de vedere, acest război împotriva femeilor este doar un capitol, este un război dintr-un război împotriva individului, da? Un război împotriva omului, purtat chiar de către seminii lui. V-am spus cumva, trebuie să fiu foarte sincer și să vă mărturisesc că cumva ideea asta s-a cristalizat treptat și oarecum întâmplător. Intenția noastră inițială a fost să facem un dicționar al tuturor discursurilor politici, da? Raportându-ne în momentul ăla cu ani în urmă la ce se scrisese și la resursele noastre, ne-am dat seama că ar fi mult mai fezabil, ca să zic așa, și mult mai interesant să abordăm perspectiva asta a detenției politice doar din perspectiva feminin, ca să zic așa. Și deci mai urmează un volum cu alți deținuți sau care e planul? Dacă ar fi să faceți volumul așa cum v-ați gândit inițial, deținuții politici, câte volume ar trebui să apară? Vă spun foarte sincer că în momentul ăsta mi se pare o imposibilitate practică, pentru că nu știu, dacă aici avem un asemenea volum, acolo ar trebui să fie, nu știu, poate 10. Deci asta înseamnă că au fost mai mulți bărbați decât femei, nu? Categoric, da. Am de Categoric. 3 ori mai mulți. Poate și mai bine. Nu. Da. Mult mai Așa, mult. aici e o întreagă discuție despre cifrele represiunii și noi înclinăm spre cifrele documentate. Eu, iartă-mă, Clara, că intervin din punctul meu de vedere, din experiența pe care am acumulat-o, am căpătat-o așa în anii ăștia de cercetare, aș putea să vă zic că, nu știu, numărul bărbaților închiși este cam de 10 ori mai mare, poate și mai bine. Dar nu avem niște date certe care să ne, nu știu, pe care să ne sprijinim în momentul în care, date definitive, în momentul în care facem afirmațiile astea, dar mai mult sau mai puțin lucrurile stau cam în felul ăsta. Adică numărul bărbaților este mult mai mare. Că, na, este plezne de înțeles de ce. Când am finalizat volumul, noi înșine am fost nemulțumiți, pentru că ne-am dat seama că ar fi fost necesare încă alte cazuri de studii de caz. Eu începusem să văd femeile țărăncile care fuseseră implicate în rezistența armată, dincolo de cazurile celebre. Și am văzut, cred că spre 30 de volume,
Și am fost efectiv tulburată pentru că mi-am dat seama că nu am expertiză. Și Vasi a spus mai devreme, cumva aceste studii de caz reflectă și interesele noastre și cunoștințele noastre anterioare, pentru că este foarte greu să vii din afară și să abordezi un subiect pentru că nu ești capabil să faci legăturile pe care dosarele le presupun. E foarte multă informație esențializată acolo pe care nu știi să o traduci. Dacă nu ai expertiză, dacă nu ai ani de cercetare din spate. De exemplu, mie acum mi-e foarte ușor să văd niște anchete ale unor intelectuali, pentru că mă ocup de asta de 15 ani, dar am constatat că mi-a fost foarte greu să înțeleg și să mă pun în situația concretă de a reda emoția, nu emoția, e ceva că emoția e ușor de înțeles. Nivelul la care se discuta în anchetele țărăncilor e ceva mult mai bulversant, este mult mai dureros, este mult mai, efectiv e ca un pumn în plex, pentru că simplitatea anchetei era direct proporțională cu violența. Și de aceea avem poveștile alea înfiorătoare cu experiențele trăite de Maria Cenușă, de Elisabeta Riza, de Lucreția Jurș. Și noi chiar spuneam cu amărăciune că la ediția a doua poate o să facem alte studii de caz, pentru că, de fapt, exact cum spunea și Dana, sunt așa de multe povești și așa de multe direcții în care poți să mergi pe urmele, încât nouă nu ne ajunge o viață. Și legat de întrebarea lui Grigore, noi nu mai avem posibilitatea fizică. Colectivul s-a spart. Eu și cu Alina am plecat de la institut și oricum 5 oameni erau insuficienți. Noi am constatat că ne-ar fi trebuit 10 dedicați și consecvenți acestui efort și tot n-am fi terminat un dicționar al deținuților politici. Cred că asta trebuie să fie o inițiativă consecvent susținută și cu tenacitate și perseverență lucrată, făcută, efectiv. Zi după zi, e foarte tulburător. O să vorbim altă dată despre cantitatea de emoție pe care tu, ca cercetător, o consumi când vezi aceste drame. Pentru că dacă Dana era impresionată de ceea ce a citit, imaginați-vă cum e să citești la prima mână toate lucrurile alea și să trebuiască să ștergi, să te pui în situația cât de obiectiv se poate, ca să înțelegi de fapt ce s-a petrecut acolo. Aș vrea să-i dau cuvântul și Virginia Ion să ne spună despre expoziția pe care a organizat-o. Da, poate Virginia Ion să ne spui ceva despre titlul ăsta nemaipomenit, da? Dușmance ale poporului. Da, dar Într-un înainte de student de toate. astăzi, ce înseamnă? Înainte de toate, înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să îi felicit pe Clara și pe domnul Vasilescu și pe ceilalți cercetători pentru munca extraordinară pe care au depus-o pentru acest volum. Cu atât mai mult cu cât știu cum se lucrează cu acele fișe matricole penale, pentru că aceste documente se află și în arhiva noastră a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței și la prima vedere acestea sunt niște documente foarte simple, o sinteză a perioadei de detenție a unei persoane, dar în momentul în care încep să lucrezi cu ele, te lovești de tot felul de probleme de la descifrarea scrisului, pentru că multe dintre ele erau completate de persoane semianalfabete și până la corelarea informațiilor. Pentru că, spre exemplu, ai pentru aceeași persoană și aceeași perioadă de detenție, poți să ai mai multe fișe și în fișele astea să ai informații contradictorii și vorbim despre aceeași persoană și aceeași perioadă de detenție. Și efortul a fost cu atât mai mare cu cât vorbim despre aproape 4.000 de fișe matricole penale cu care au lucrat ei. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că lucrarea este cu atât mai importantă cu cât coroborează informațiile din aceste fișe matricole penale cu
informațiile din dosarele de securitate și cu cele din memorialistica de detenție și creează astfel o dimensiune a implicării femeilor în lupta anticomunistă și în același timp a ceea ce a însemnat sistemul concentraționar pentru femeile care din România, pentru femeile care au trecut prin el. De la această idee de a sublinia importanța femeilor în lupta anticomunistă, am pornit și noi în momentul în care am realizat expoziția Dușmanci ale poporului și de unde ideea asta de a-i pune denumirea de la sintagma comunistă, dușman al poporului, care era aplicată oricui nu era de acord cu principiile comuniste. Îmi cer scuze. Această, mă rog, ideea unei astfel de expoziții noi o aveam de multă vreme. Ea este o expoziție itinerantă. Noi avem în muzeul de la Sighet încă din 2007 o expoziție dedicată femeilor care au trecut prin închisorile comuniste și am mai și publicat volume, memorii, interviuri cu femei care au fost închise. Nu știu... Una dintre ele este amintirile, Dorina Pătârcă, amintirile unui element dubios. Apropo, element dubios este motivul pentru care a fost arestată această femeie. Nu au putut să îi găsească, nici măcar să inventeze un motiv, așa că este scris pe fișa matriculă penală element dubios. Păi, cred că asta era, da, și dușman al poporului și element dubios și alte astfel de... acopereau, de fapt, imposibilitatea da, de a erau niște identifica formulări suspectul. foarte ambigue doar ca să justifice arestarea lor. De asemenea, volumul Aristinei Popsăileanu, anul trecut am scos un interviu cu o călugăriță romano-catolică, sora Clara Catrina Laslau. Mă rog, toate aceste povești apar în expoziția noastră, care este una itinerantă și pe care sperăm să o deschidem în aprilie la Chișinău și care până acum a fost în București, a fost și la Timișoara, la Brăila și, după cum spuneam, poate ajunge și la Chișinău. Ea cuprinde biografii, noi am mers pe ideea de biografii, am mers pe ideea ca femeile să își spună povestea, de altfel o parte dintre figurile, dintre aceste femei sunt, din figurile acestor femei sunt proiectate pe, așa cum vă spuneam și mai devreme, sunt proiectate pe niște pânze mari, în spate au niște ventilatoare, pânzele respective se mișcă și în momentul în care ajungi în fața imaginii respective, femeia respectivă își spune povestea și asta impresionează, mai ales că totul se petrece în întuneric, deci trebuie să fie întuneric, ele numai astfel pot fi proiectate. Dar mă rog, noi am pornit de la ideea că punem câteva studii de caz cât mai diverse din punct de vedere al originii sociale, al profesiei, însă am ales numele, după aia ni s-au părut puține. Apoi am mai adăugat și am mai adăugat și am mai adăugat. Problema este că nu puteam să avem atâtea proiecții pentru că îți trebuia un spațiu foarte mare. Restul biografiilor le-am prezentat sub o formă restrânsă și am ajuns până la urmă la 74 de biografii de femei care au fost închise. De femei care au fost închise, dar noi avem acolo și femei care au fost deportate, pentru că până la urmă și asta era o formă de detenție în perioada comunistă. Cel mai cunoscut val de deportări este cel din 1951, când
44.000 de persoane din zona de vest a României sunt luate într-o noapte și mutate în Bărăgan. Ele sunt luate de pe o fâșie de 25 de kilometri și mutate în Bărăgan, lăsate acolo fără adăpost, fără mâncare. Li se permisese să își ia numai câteva lucruri într-o căruță. Bine, spre deosebire de cei care se aflau în închisori, aveau o libertate un pic mai mare de mișcare, puteau să se miște pe o rază de aproximativ 15 kilometri. Îmi pare foarte bine că avem aici aceste două perspective. Am putea spune că în ultimii 30 de ani, studiul perioadei staliniste și ceaușiste din România a trecut poate prin trei faze. A fost faza de început din anii 90, în care au explodat pe piață memoriile și poveștile. Și țin minte cu ce se ținte și acum sentimentele cu care am citit câteva din cărțile de memorie și memorialistica detenției a fost o mare, mare revelație pentru mine. Pe urmă a început organizarea expoziția memorialului de la Sighet, păstrarea acestei memorii și organizarea ei și încercarea de a înțelege mai bine cum a fost această tragedie posibilă și acum, iată, istoricii scot pe piață date, fapte, grafice, și ce impresionează în dicționarul femeilor închise este de fapt, organizarea acestui război împotriva poporului, acestui război împotriva femeilor. Și pentru că Florina Acu ne-a cerut date, cred că acum e momentul clar să vorbim despre grafice, nu? Să încercăm să facem un ceea ce nu facem de obicei la cafeneaua filozofică, dar să încercăm să facem un share screen și să vedem ce vedem. Da, fix ce vreau să vă arăt, nu. Nu merge, nu? Merge? Aici este Merge, se foarte vede. elocventă dimensiunea antipopulară a regimului, pentru că sau ipocrizia lui maximă, pentru că este un regim care spune că acționează în numele țăranilor și al muncitorilor și vreau să vă uitați la cifrele cele mai mari. Cele mai multe dintre femeile care au înfundat închisorile au fost țărănci. 45% dintre ele au fost țărănci. Este Da, asta e foarte. fenomenal. E Da, este foarte incredibil, tulburătoare da? pentru că și în rândul bărbaților cifra este aceeași. Mă rog, proporția este aceeași. Da, regimul popular își închidea poporul în închisoare. Exact. Și este cu atât mai justificată sintagma ta cu războiul împotriva femeilor. De fapt, a fost un război civil instrumentat de stat împotriva propriilor cetățeni. Și hai să ne uităm un pic și la hartă, să vedem dacă o găsesc în momentul ăsta. Harta aia a fost, mi-amintesc foarte clar momentul ăla când toți ne stăteam în birou și ne gândeam cum să facem să ajungă vizual la oameni toată suferința asta. Și noi ne gândeam la o lansare în care numele să fie proiectate pe noi înșine, în care să mergem prin încăpere și să ne cheme cum le chema pe femei, și apoi să avem un ecran mare în care să fie ca o piatră care se aruncă în apă și face valuri și acele valuri să plece din fiecare județ. Pentru că așa se vede că de fapt România era un mare lac tulburat de mii de pietre. Pentru că fiecare județ are statele lui. Peste tot sunt femei închise. Dacă sunt județe mai puțin albastre, sunt și unele foarte albastre. Și am ales Vedem albastru acum, tocmai. vedem Da. harta, da? Vedeți Da, toți da. harta? Deci cu cât e mai albastră, cu atâta sunt mai multe femei închise, da? Exact, exact. Și mi se pare foarte, foarte sugestiv acel Mureș, Cluj, Bihor, unde practic rezistența a fost cea mai încrâncenată. Acolo avem peste 130 de femei arestate în fiecare dintre județi.
În București avem 342 de femei arestate, dar este explicabil. Bucureștiul era un pol social care atrăgea diverse. Și mergând mai departe cu observația legată de această hartă, noi am stat și ne-am gândit că, de fapt, fiecare femeie este un mic punct care iradia suferință în jurul ei. Pentru că, de fapt, lipsa ei, extragerea din mediul familial, însemna că ea le lipsea copiilor, soțului, părinților, vecinilor, rudelor, pentru că, de fapt, o femeie este sufletul și energia, motorul unei case, nu? Femeia este cea care are grijă de copii, care îngrijește casa, care dă acel sentiment de familiaritate. Astăzi fica mea mi-a spus: mami, te iubesc pentru că îmi faci mâncare. Și de fapt mi-am dat seama că, de fapt, așa, de la vârsta ei, a spus un lucru foarte important. Un cămin fără o femeie este un cămin rece. Și vreau să ne gândim la aceste aproape 4.000 de cămine reci din care femeile au dispărut. Și toată această iradiere a suferinței, care a cuprins de fapt întreaga țară, că noi asta am constatat făcând această hartă, de asta am și făcut-o, are consecințe incalculabile în timp. Pentru că sunt femei care au trăit niște drame și niște situații îngrozitoare, și aici mă refer la tot ce înseamnă anchetă, proces, detenție, eliberare, tentativele de recrutare, urmărirea, tot ce a însemnat interacțiunea cu statul în calitatea de deținut politic. Experiențe pe care ele nu le-au putut sau foarte, foarte rar le-au transmis mai departe urmașilor. Și avem acea situație 1990 despre care tu vorbeai, în care brusc mulți au revelații. Am stat și am încercat să-mi imaginez cum trebuie să se fi simțit doamna Arnăuțoiu când a descoperit cine este de fapt. După 90, Ioana Voicu Arnăuțoiu a aflat a cui fiică este și ce s-a întâmplat cu părinții ei. Câți copii or fi descoperit că, de fapt, mamele, bunicile, tații, pentru că ei, fripți și cu ciorbă și cu iaurt, nu și-au mai împărtășit experiența. Din punctul meu de vedere, asta este poate cea mai mare crimă înfăptuită de regimul comunist. S-a rupt lanțul de transmitere a moștenirii, a poveștilor. Pur și simplu, ceea ce caracteriza o familie în sens de înțelepciune, în sens de acumulare experiențială, nu s-a mai transmis mai departe. Și nu ne mirăm că avem familii care nu se înțeleg, copiii care nu-și înțeleg părinți, părinții care se uită straniu la proprii copii. Este consecința acestor ani de frică, de teroare, de abuzuri pe care le-au traversat. Eu sunt foarte, foarte convinsă că dacă a fost nevoie de 50 de ani să distrugi fibra morală a unui popor, o să ne trebuiască dublu să ne refacem. Și foarte multă voință, pentru că nu este ușor să înfrunți adevărul. Și poate o să ajungem și la situația adevărului neplăcut care trebuie înfruntat, pentru că nu poți să ascunzi mizeria sub covor. Trebuie să vorbim despre ce ne doare. Pentru că a invocat-o pe Ioana Voicu Arnăuțoiu, pe care am cunoscut-o și eu foarte bine și o iubesc foarte mult. Spune-ne povestea ei. Cum a descoperit ea cine este, de fapt, și cum s-a luptat să-și recupereze numele în instanță în România postcomunistă? Cred că Vasi e mai potrivit pentru asta, pentru că el este din zonă. Te rog. Constantin Vasilescu. Da, apropo de chestia asta, eu să vă expun așa o perspectivă mult mai personală. De obicei nu prea fac lucrul ăsta, dar dacă tot a venit vorba, hai să spunem. Eu am cunoscut-o pe Ioana Voicu Arnăuțoiu inconștient, practic, când aveam, cred că 8 sau 9 ani, 10 ani, ceva de genul ăsta. Eu sunt de fel din Mușcel, de undeva de lângă Câmpulung, și
am avut genul ăsta de, cum spunea Clara, de povești acasă. Cumva am crescut cu ele, dar într-o formă destul de difuză și nu foarte clară. Pentru că bătrânii încercau să ne protejeze, cred, cumva, pe de o parte. Pe de altă parte, mi-am dat seama mai târziu că nici nu ne socoteau suficient de copți încât să le înțelegem poveștile, ca să nu le zic altfel, să nu le zic dramele. Și atunci am crescut cu tot felul de povești despre urmării din noapte, despre focuri de armă trase la ceas de seară, despre călătorii la umbra pădurii și întâlniri misterioase și așa mai departe. Și nu nimic mi-a fost șocul peste ani când am descoperit, ne-am intrat în arhive și am descoperit aceste povești, practic, am descoperit relatate a idoma în documente. Bun, acum, apropo de chestia asta, spuneam că eu am cunoscut-o pe Ioana Voicu prin 90 și un pic, atunci când a venit la noi acasă, căutându-și, ca să zic așa, căutându-și originile. Practic, ea aflase cine este de fapt, aflase cine sunt părinții, da? Și era așa într-o cursă contra cronometrului de reconstituire a propriei identități. Mă rog, vă dați seama că asta am realizat eu mult mai târziu. Nu atunci, pentru că atunci nu eram foarte conștient. Și țin minte că a venit la noi pentru că bunicul meu fusese și el cumva parte din povestea asta. Și îmi amintesc că el atunci când a văzut-o și a auzit din gura ei cine este, a avut un șoc, ceea ce nu i se întâmpla foarte des, ca să nu spun că nu i se întâmpla deloc. Era un om destul de sigur pe el și destul de aspru, ca să zic așa, și s-a blocat. Mă rog, până la urmă au stat de vorbă, eu copil fiind, nu mi-amintesc ce și cum și au vorbit, dar țin minte că el n-a vrut să spună foarte multe și a primit de la Ioana Voicu Arnăuțoiu, a primit un reportofon, ca în cazul în care își mai amintește lucruri sau se gândește să își amintească lucruri, să înregistreze informații suplimentare. Așa, cumva, ăsta a fost un moment în care eu am devenit conștient de povestea asta și în care am cunoscut-o pe Ioana Voicu Arnăuțoiu și i-am cunoscut povestea. Mai târziu, peste ani, aveam să ne regăsim în activitatea de investigare a comunismului. Da, noi lucrând cu lucrurile astea, mergând în arhive, întâlnindu-ne pe la evenimente comune, am renodat firul. Da. Și că cam asta e experiența mea în privința asta. De fapt, vorbim, nu, despre un copil de câțiva ani care a fost luat de la mama ei care a murit în închisoare, dat la un leagăn de Da, copii, a fost exact. adoptat Da, și care acum. abia la maturitate află povestea familiei din care vine și încearcă să-și regăsească originile și să-și recupereze numele. Și este unul din cazurile în care cineva se judecă cu statul român pentru a primi numele de Arnăuțoi pe care l-avusese, nu? Da, e o poveste, într-adevăr, o poveste remarcabilă acolo. Este și foarte multă tristețe. Și sunt și foarte multe lumini și umbre aici. A fost un context destul de dur, de aspru, așa, care uneori a generat și consecințe mai puțin plăcute. Ah, și atunci vă dați seama că nu e ușor să te acomodezi cu lucrurile astea și nu e ușor cumva să integrezi toată moștenirea asta. Dar cred că despre asta n-ar putea să ne vorbească decât noi. Noi nu putem decât să ne Da, imaginăm ce vedem. nu ne-am gândit ca la o emisiune ca să fie a poveștilor supraviețuitorilor, dar nu putem să ne ajungem la povești. Unul Da, din eu. lucrurile care m-a impresionat cel mai tare în cartea asta, care, a voastră, care m-a impresionat îngrozitor, e că în închisorile alea se nășteau copii. Da, nu.
Acum, pe mine personal vă spun, iarăși foarte sincer, că m-au interesat foarte mult poveștile și m-au interesat în primul rând poveștile marilor anonime. Adică, cred că într-o oarecare măsură și colegii mei au fost dirijați de aceeași intenție. Sunt foarte, foarte multe femei despre care nu se știe absolut nimic și care au niște povești de viață colosale și care au niște experiențe dramatice pe care o să le regăsiți dacă o să răsfoiți cartea asta. Acum, capitolul celor care au născut în detenție este unul aparte, este în același timp unul luminos, dar și unul trist. De ce zic că este trist? Pentru că din clipa în care cei din administrație aflau de sarcina respectivelor femei, primul lucru pe care încercau să-l facă, după mărturile acestora, era să le determine să renunțe la sarcină, da? Să avorteze. Bineînțeles că femeile renunțau să facă lucrul ăsta, însă după ce copilul ajungea la vârsta de un an, începeau presiunile ca acesta să fie dat către un orfelinat sau să fie dat rudelor din libertate. Adică exista întotdeauna tentativa asta de rupere, de despărțire a mamelor de copiii născuți în detenție. Cred că era și un mijloc de a le fura sensul, de a le fura complet sensul acestor femei. Pentru că un copil, vă dați seama, în mediul ăla atât de insalubru și de trist, însemna nici mai puțin decât lumină, însemna bucurie, însemna pace, însemna sens și dorința de a continua și de a merge mai departe. Da. Și ei atunci făceau tot posibilul să le despartă de copiii născuți. Sunt câteva cazuri de notorietate. Eu v-aș vorbi acum, aș pomeni de fapt așa întreagă despre un caz mai puțin cunoscut. Este cazul unei ghicitoare, de unei femei care a ajuns în închisoare ca deținută politic pentru că se ocupa cu ghicitul. De ce chestia asta a căpătat conotații politice? Pentru că, bineînțeles, povestea în sine era o înșelătorie, numai că ea era căutată de femei care aveau soți sau băieți dispăruți pe frontul de răsărit, căzuți în captivitate, aflați în închisorile comuniste și atunci mergeau, frecventau astfel de femei ca să întrebe de soarta celor dispăruți. Și atunci, evident, aceste femei plusau, dădeau nu și informațiile pe care le aveau, dădeau numai informațiile pe care le aveau, spuneau tot felul de lucruri la adresa regiunii și asta le făcea periculoase și le transforma într-adevăr în niște dușmanci ale poporului și așa ajungeau în pușcărie alături de deținutele politice. Ei bine, una dintre aceste femei a dat naștere unui copil în detenție și îmi amintesc că am studiat cazul cu destul de multă atenție și mi s-a părut extraordinar că era o femeie de condiție simplă, era o femeie care se ocupase cu această șarlatanie înainte de a intra în închisoare și cu toate astea nu a vrut să renunțe la copil. Administrația a încercat toate metodele, a încercat să o determine să renunțe la sarcină, a încercat să o determine ulterior să-și dea copilul după câteva luni și nu a făcut lucrul ăsta decât foarte târziu, când a fost sigură de viața copilului ei. A fost sigură că nu mai există posibilitatea ca despărțirea de ea să-i pună viața în pericol. Virginia, și pe urmă întreb și eu ceva, sau Clara, dacă asta. Da, eu aș fi vrut să fac o completare la acest capitol cu nașterea în închisoare, pentru că și în expoziția noastră noi am atins acest aspect. În primul rând, cred că ar trebui să spunem și despre condițiile în care nășteau aceste femei, pentru că în închisorile comuniste nu exista igienă.
Erau niște condiții îngrozitor de umilitoare, fără igienă, fără asistență medicală, fără sub supravegherea gardienilor. Și de multe ori aceste femei erau asistate de niște deținute de drept comun. Ce aș mai. Și, într-adevăr, cum a spus și domnul Vasilescu, drama acestor femei era cu atât mai mare cu cât la câteva luni după ce nășteau copiii, erau luați și de multe ori duși în orfelinate. Și aș vrea să menționez și eu un astfel de caz. Mă rog, este ceva mai cunoscut decât cazurile pe care le-a prezentat domnul Vasilescu. Este cel al Iulianei Preduț. Ea era fiica preotului Ion Constantinescu, care a făcut parte din grupul de rezistență anticomunistă condus de Toma Arnăuțoiu. Și care este arestată, Iuliana Preduț, ea a fost și susținătoarea grupului și este arestată, însărcinată în 7 luni, și naște în 1958 în închisoarea Văcărești o fetiță pe care îi pune numele Libertatea Iustina. Această fetiță rămâne alături de ea timp de 3 luni în închisoare pentru ca apoi să-i fie luată și dusă în orfelinat în ciuda faptului că tatăl era în libertate. Până la urmă, după niște eforturi extraordinare, tatăl o găsește și o ia acasă și își cunoaște mama abia în 1964, când este eliberată, deci fetița avea 6 ani. Și aș mai fi vrut să fac o completare la ce s-a spus despre Ioana Voicu Arnăuțoiu. Ea s-a născut în munți. Mama ei a fost una dintre femeile care au luptat efectiv cu arma în mână în rezistența anticomunistă. A stat acolo timp de 9 ani și Ioana Voicu Arnăuțoiu s-a născut în munți. Ea a fost reținută la 2 ani cu mama ei și este ținută în penitenciarul de la Pitești o perioadă și apoi luată și dusă în orfelinat, de unde este înfiată și, mă rog, povestea v-a spus-o domnul Vasilescu. Da, eu voiam să adaug două exemple legate de această poveste. Ioana Berindei, care o naște pe fiica ei, Ruxandra, în închisoare. De fapt, în timpul anchetei află că este însărcinată. Ea nu știa că este însărcinată. Și naște la Văcărești și este foarte tulburător momentul în care ea povestește că este asistată de o deținută de drept comun care avea oarecare experiență de moașă, dar se străduia din răsputeri să-și reprime strigătele de durere firești, de mila și de rușinea deținuților care sufereau, Văcărești fiind o închisoare spital. Și a zis, nu se poate ca eu să țip pentru că nasc când oamenii ăștia suferă și agonizează, poate pentru că au fost bătuți sau pentru că sunt bolnavi. Mie mi s-a părut extrem de sensibil și de în același timp umilitor acest aspect, să nu poți să te manifesti plenar într-un moment în care este foarte dificil și foarte aproape să-ți pierzi. Și mi s-a părut la fel foarte generos acest gând al ei, să te uiți spre ceilalți. Și asta mi-a dat foarte mult de gândit. Faptul că Ruxandra a rămas cu ea aproape un an și a trecut prin 3 închisori alături de mamă, m-a făcut să mă gândesc la copilul deținut. Copilul deținut încă de când era făt, apoi nou născut deținut și apoi tânăr copil de un an deținut și în momentul în care tatăl vine să o preia pe Ruxandra de la poarta penitenciarului, mi s-a părut foarte foarte așa cinematografic momentul în care gardianca îi o predă lui Dan Bărindei pe Ruxandra, înfofolită toată
Dan Berindei spune, am văzut o spumă albastră. Era înfășurată într-o păturică albastră și gardianca ea stătea foarte mândră. Ia uite ce-ți dăm noi ție. Și tatăl își duce copila acasă, care este supravegheată de el și de bunica, de mama lui, adică bunica Dina Balș, care tocmai se întorsese și ea din închisoare. Și, de fapt, ambii constată foamea endemică de care era consumat acest copil. Și sunt niște povești tulburătoare a primelor luni de adaptare la libertatea unui copil care, de fapt, s-a născut în închisoare. Povestea este cuprinsă în... am făcut Jilava în pantofi de vară, interviul pe care îl dă Laviniei Betea. Dar la fel sunt foarte multe detalii, multe dintre detaliile astea eu le-am găsit de fapt în dosarul de urmărire, dosarul lotului al Ioanei Berindei. Și a doua poveste, care mi s-a părut extrem de tulburătoare și care poate să ne dea o dimensiune a ceea ce a însemnat și ruptura, și alienarea, și pierderea iremediabilă a unor lucruri incuantificabile. Nu poți măsura, nu poți evalua faptul că închisoarea îți fură ani din viață, sănătate și îți fură și anii copiilor. Este cazul Siminei Mezincescu, viitoarea purtătoare de cuvânt a casei regale, care a fost închisă în lotul Noi Capilat, arestată în 60, eliberată în 64 și când ajunge acasă, îi spune fiicei că ea este mama ei. Și fiica se întoarce plângând și spune, n-ai cum să fii tu, tu ești urâtă, mama mea era frumoasă. Pentru că arată, de fapt, cum a venea o femeie din închisoare. Sunt atât de tulburătoare poveștile astea și vă spun sincer că ăsta e unul dintre motivele pentru care m-am ferit să intru în dicționarul ăsta, dar în același timp mă încarcă cu atât de multă emoție. Și îmi doresc atât de mult ca aceste povești să treacă dincolo de paginile cărții, pentru că, de fapt, sunt cele care arată tăria iubirii și faptul că aceste femei au avut atâta rezistență interioară de dragul copiilor ca să se întoarcă la ei și să-i vadă adulți și să-i vadă crescuți și să-i vadă fericiți. Virginia, Ioana. Aș mai pomeni un singur caz și cu asta închei subiectul ăsta, mi-a venit acum aminte, pentru că s-a terminat cumva altfel, este cazul Olimpiei Puiu, soția partizanului Dobrogean Gogu Puiu, care tot așa naște în închisoare și reușește să țină copilul până la 1 an și 4 luni, în ciuda presiunilor administrației de a-l ceda și în final nu face decât să-l cedeze unei deținute, care se elibera la rândul ei, cu promisiunea deținutei și cu permisiunea administrației ca acest copil să fie dus în familia deținutei. Este vorba de doamna Zoe Rădulescu, care este destul de activă și prezentă și astăzi. Virginia. Pentru că s-a vorbit despre nașterea în închisoare, aș vrea să spun că aceasta a fost una dintre provocările cu care femeile s-au confruntat în închisorile comuniste. Condițiile de detenție din închisorile comuniste au fost grele și pentru bărbați și pentru femei, dar eu cred că din anumite puncte de vedere ele au constituit o provocare mai mare pentru femei decât pentru bărbați și nașterea a fost unul din aceste puncte de vedere. Ar fi condițiile de igienă și de ce insistă acest lucru? Pentru că, deci, din memorialistica de detenție știm că în general deținuții erau duși să facă duș odată pe săptămână și atunci trebuiau să se miște foarte repede, trebuiau să facă dușul în câteva minute și mai mult cu apă rece. De asemenea, în celule aveau câte două tinete, una pentru ca să-și facă nevoile, tinete, hârdaie, una în care să-și facă nevoile și una cu apă pentru băut și pentru spălat.
Trebuie să ne gândim la ce însemna acest lucru pentru femeile tinere care erau în perioada menstruației. Memorialistica de detenție ne spune că ele, și cu atât mai mult cu cât ele nu primeau produse de igienă intimă. Memorialistica de detenție ne spune că de cele mai multe ori ele foloseau niște cârpe care nici acelea nu erau suficiente, cârpe pe care trebuiau să le spele sau. Chiar Lena Constante povestește, are un fragment despre acest lucru în evadarea imposibilă și descrie exact cum se petreceau lucrurile în această situație. Cumva e foarte greu să realizăm că vorbim de secolul 20 când spuneți poveștile astea. Vorbim de secolul 20, da? Vorbim de secolul 20, clar, să fie pentru toată lumea, nu de Evul Mediu, nu de secolul 12. Clara vorbea despre copii în închisoare. Cartea voastră are și alți copii, elevele de 16 ani care sunt închise pentru cele mai strani vini, uneori pentru nimic. Ziceți-ne ceva despre ele. Din păcate, una dintre eleve, care între timp a ajuns o doamnă foarte, foarte simpatică și foarte, foarte lucidă și cu mult umor, și este președintele Asociațiilor Deținuților Politici, mă refer la doamna Nina Moica, și care, din păcate, n-a putut ajunge cu noi în seara asta din pricina evenimentului de mâine dedicat foșilor deținuți politici. Este undeva la Râmnicu Vâlcea, dar sigur va vedea emisiunea și mă bucur că am putut să-i spun numele, pentru că exemplul ei aș vrea să-l dau. A fost arestată când nu împlinise încă 16 ani, terminase clasa 9-a, era elevă de liceu la Reghin, și a fost arestată chiar în timpul reuniunii de sfârșit de an, din timpul efectiv a petrecerii. Ofițerii au venit, au luat-o, au dus-o acasă, s-a făcut o percheziție sub ochii părinților, sub ochii mamei, tatăl nu era acasă, și a trecut printr-o anchetă foarte dură, un copil, practic. Tatăl ei a fost implicat pentru că securitatea avea nevoie să dea greutate acestui caz și au considerat un coleg de liceu care era mai mare și care avea niște antecedente de turbulență socială anticomunistă, furase niște arme dintr-un depozit și le arătase fetelor, Ninei și colegei ei. Și pentru acest fapt și pentru că ele se gândiseră pe fondul Revoluției Maghiare din 56, se gândiseră că și văzuseră în jurul lor că comunismul nu este iubit, ci că este impus cu forța și că hai să facem și noi ceva, să nu stăm așa ca literele în calendar. Și au făcut niște manifeste, pur și simplu au scris pe caietele de școală niște manifeste. Ăsta e un tipic care se regăsește și la alți copii. Și pentru aceste manifeste și pentru aceste arme pe care doamna Moica nu le-a furat, le-a văzut doar, a primit o sentință de 20 de ani de muncă silnică. Și a făcut 5 dintre ei. Acum vreau să vă imaginați cum ar fi viața voastră fără perioada dintre 16 și 21 de ani. Pentru că eu am încercat și n-am reușit. Vă spun sincer. Și mă uit la doamna Moica cu atâta admirație, pentru că este un om atât de multidimensional și atât de tonic, încât este absolut miraculos. Întâlnirea cu dânsa este una dintre întâlnirile alea care te motivează și care te mobilizează și care îți dă un șut în fund de câte ori te simți epuizat și să renunți. Nu, nu se poate. Dacă ei au trecut prin ce au trecut și au rămas oameni întregi, noi putem să depășim absolut orice ne-ar scoate viața în cale. Și al doilea caz la care aș fi vrut să mă refer este cel al Oanei Orlea, cred că la el te refereai.
Oana Orlea, care este de fapt Maria Ioana Cantacuzino, este fica lui Bâzu Cantacuzino, erou pilot în al doilea război mondial și medaliat de aliații noștri germani de pe vremea aia, dar de fapt era medaliat pentru abilitățile lui de pilot. Este nepoata Marucăi Cantacuzino. Maruca era mama lui Bâzu și este, de fapt, prin alianță și nepoata lui George Enescu. Și Maria Ioana Cantacuzino, tot așa, la 15 ani, se gândește ea să fugă în munți și să lupte împotriva comunismului. Și cu cine să se alieze? Cu colegii de la grădiniță și cu colegii de pe stradă, de școală. Deci ăsta este un lot pe care securitatea îl instrumentează undeva din aproape 18 tineri, în care mulți dintre ei poartă nume de sonoritatea Cantacuzino, pentru că, de fapt, acești copii sunt pedepsiți pentru cine erau și ce reprezentau, nu pentru ce făcuseră. Pentru că ei ce făcuseră? Scriseseră niște manifeste pe caietul de geometrie. Și Ioana Orlea povestește asta în anchetă. După cum povestește în anchetă, foarte curajoasă și foarte cu aplomb, când este întrebată, știi mai mult și nu vrei să ne spui, și ea a zis, știu și nu spun. Și evident că este supusă unui tratament în care spune tot ce nu voia să spună. Chiar și după acest tratament, ajunge la Mislea, unde există o presiune din partea lui Petru Groza, care își dorea foarte tare ca regimul să defileze cu George Enescu. Și face tot felul de diligență ca Enescu să vină în țară. Numai că Enescu este bine ținut de Maruca, care spune nu poți să te duci în țara aia unde nepoata ta este deținută politic. Și atunci avem acest caz în care Drăghici însuși analizează cazul Oanei Orlea, care este chemată în anchetă și se spune dacă îți dăm drumul ce faci? Mai faci ce ai făcut? Și ea spune cu o superbie care sfidează orice fel de frică, sper să nu fie cazul. Eu nici nu vreau să mă eliberați, eu aștept americanii să mă elibereze din închisoare. Avea 16 ani. Când intră pe poarta închisorii, ea nu știa ce o așteaptă. Și dacă vezi rapoartele medicale de după 2 luni de detenție și vezi prin câte probleme medicale trece acest copil, te cutremuri. Și avem un copil care este condamnat la 48 de luni internare administrativă, pentru că n-au reușit să creeze un proces prin care să o condamne. Și, practic, ea este internată administrativ, care asta e o formă de așa vrem noi, bunul plac al regimului, pentru că și asta conține dicționarul nostru, această formă de internare administrativă care se măsura în luni, care, de fapt, sancționa exact cum spunea și Virginia mai departe, tot ce nu-i convenea regimului, că era element dubios, că era membru al clasei burghezo-moșieresc, că era, nu știu, soție de demnitar. Există și cazul, de exemplu, Elena Codreanu a suportat ani de zile de detenție doar pentru că o chema Codreanu, fără să aibă niciun fel de activitate, fără să aibă niciun fel de reacție, și a fost urmărită până prin anul 83, 1983. Sunt foarte multe cazuri de femei urmărite pentru că erau soțiile, fiicele, logodnicele, mamele anumitor oameni. Asta e o altă formă de abuz, foarte, foarte, greu de înțeles, dar care arată criminalitatea acestui regim. Cum poți să pedepsești pe cineva pentru că și-a ajutat fiul sau pentru că i-a dat o pâine? Pentru că aici ajunsese. Este această foarte tare m-a impresionat povestea acestei doamne care este mama partizanilor Arnăuțoiu, Laurenție Arnăuțoiu, a cărei figură emană tărie interioară. Și toate poveștile și simpla ei vedere arată asta. Femeia își ajută copiii, îi susține, face închisoare, nu comentează absolut nimic. La fața locului, securitatea se mută în propria lor casă, ea și soțul ei
sunt exilați undeva într-o anexă care este împânzită cu microfoane, pentru că securitatea era convinsă că frații Arnăuțoi vor veni la părinții lor, pentru că știau bătrâni și fragili. O arestează din nou, o condamnă din nou și Laurenții Arnăuțoi moare în închisoare. Pentru că și-a iubit copiii, nu? Pentru că nu a înțeles să-i trădeze. De fapt, regimul ăsta era unul care pedepsea cele mai firești instincte. Grigore, nu te auzim deloc. Microfonul tău, am impresia că e dat pe minim. Nu. Nu te auzim deloc. E ceva problemă cu... Cred că și microfoanele nu mai merg din cauza că suntem atât de impresionați de poveștile pe care ni le spuneți că... Nu te auzim, Grigore. Mă auziți acum? Acum, da. Faptul că erau mulți legionari în rezistență, era un zvon lansat de comuniști ca să-i discrediteze sau era ceva adevărat? Este o poveste foarte complicată, pentru că, de exemplu, a existat o foarte intensă și folosită tehnică de a lipi această etichetă și pe persoane care nu aveau nicio legătură cu asocierea sau cu activitatea pentru extrema dreaptă. Dincolo de asta, putea să fie și un denunț anonim. Când cineva voia să-ți facă rău, spunea, venea și făcea o notă informativă că Cutărescu este legionar și în anii de represiune, cele trei valuri de represiune pe care regimul le-a instrumentat împotriva românilor, o asemenea culpă era imediat pedepsită, măcar cu internarea administrativă, dacă nu începeau săpăturile și să descopere lucruri pentru un proces penal. În cazul femeilor legionare, noi am constatat, și de aceea se și regăsesc ca și studiu de caz, complexitatea, sau nu, îndărătnicia cu care ele și-au păstrat convingerile, a determinat regimul la o represiune disproporționată. Cele mai mari pedepse pe care femeile le-au primit, sau printre cele mai mari pedepse pe care femeile le-au primit au fost cele primite de femeile legionare. Sunt ani și ani de zile, multe dintre ele aveau stagii și în timpul lui Antonescu. Imediat după rebeliunea regională din 41, multe dintre ele, cele vizibile, au fost închise și au fost internate în diverse lagăre. Paradoxal este faptul că unele dintre ele au intrat în închisoare mai puțin legionare decât au ieșit. Asta este una dintre concluziile pe care studiul mi le-a relevat. Al doilea lucru este că de fapt este o escaladare a violenței proporțională cu îndârjirea de a-și păstra convingerile din partea lor. Și tu, ca om care citește și o parte și alta, pentru că avem și declarațiile lor și adesea sunt și cărțile de memorii, de poveștile, și avem și anchetele în care erau efectiv încondeiate și securiștii își prezentau propria lor versiune. Și tu, care te încerci să te păstrezi la mijloc și vezi cât de criminali erau și unii și alții. Pentru că, de fapt, ceea ce pe mine m-a uimit a fost faptul că aceste femei, printre cele mai educate dintre, faptul că nu au înțeles că ele aderau la o doctrină criminală și au rămas fidele ei, au ieșit din închisoare cu toată această suferință îndurată. Suferință îndurată în niște condiții admirabile. Sunt foarte multe voci care recunosc codul de comportament legionar. Ele întotdeauna au fost atente la celălalt și au împărțit pachetele, au păstrat liniștea. Nina Moica povestește că cele mai liniștite celule niciodată nu făceau probleme, erau celulele legionarelor care aveau condamnări
de la 10, 15, 20 de ani. Imaginați-vă ce tărie interioară trebuie să ai o asemenea condamnare și să te supui la acel tratament cumplit despre care vorbea Virginia mai devreme. Dar eu constat că ele au ieșit din închisoare cu această convingere că ele au suferit pentru crezul lor și cumva s-au înveșmântat în această și au pretins admirație. Ceea ce în anii 90 s-a întâmplat. Au fost foarte multe povești ale lor care au avut un foarte mare ecou. Și Doina Jelea povestea că a avut tineri care au mers să facă interviuri cu legionari și au plecat ei înșiși verzi, pentru că au fost așa de impresionați de personalitatea și de fluența unui asemenea om, ceea ce nu se poate nega, sunt persoane care chiar dușmanele lor firești le recunosc acest comportament și această demnitate și această tărie, care, din punctul meu de vedere, este foarte periculoasă, pentru că noi, de fapt, ne pierdem busola dacă nu ne dăm seama că trebuie să păstrăm echilibru. Dar, privind din partea cealaltă, mi se pare extrem de nejustificat comportamentul regimului comunist, pentru că avem niște femei condamnate pentru niște culpe, ceea ce este suficient. Nu trebuia să supraliciteze această suferință ceea ce s-a întâmplat în cazul. Pentru că, de exemplu, am prezentat în carte lidera femeilor legionare, Sofia Cristescu, care începe să facă închisoare undeva din 41 și iese abia în 64. Și avem această femeie pe care toate femeile legionare cu care se întâlnește o admiră și îi spun Nana Sofica, și care nu se dezice până în ultima clipă de această credință a ei. Și stai și spui întrebări. Cum, ea a fost pedepsită pentru ceva și a executat pedeapsa, ceea ce s-a întâmplat în 58, ea executase cei 10 ani de detenție pe care îi primise, dar regimul a considerat că este mult prea periculoasă ca să fie eliberată și îi se dau 72 de luni de internare administrativă. De fapt, este eliberată în 64. Și această femeie este urmărită după detenție. Eu i-am văzut dosarul, este urmărită până în decembrie 1989. Și este o declarație pe care ea o face undeva în anii 68-70, nu sunt sigură, pot să verific, am scris în carte, în care spune: viața mea nu s-a schimbat cu nimic din închisoare. N-am serviciu, locuiesc într-un demisol și am gratii la geam. Și n-ai cum să nu te gândești că ea are dreptate și că, de fapt, regimul continua să o pedepsească pentru ceva ce ea deja plătise. De asta spuneam că această concurență a criminalității, ok, ele au fost vinovate, dar au plătit cu propria lor tinerețe, cu propria lor viață. Totuși, în studiu dedicat femeilor legionare, am vrut să subliniez sălbăticia cu care regimul s-a întors împotriva lor. Da, Aproape dar dacă inuman. legionarii ar fi câștigat, n-ar fi fost mai omenoși, nu? Bănuiesc, ar fi costat la fel Este foarte, dacă ar este, fi cred că e foarte câștigat. cunoscută vorba lui Petre Țuțea, care spune: dragă, dacă câștigam noi, râdeam, așa au câștigat ei, n-au ras ei. Păi tocmai. Exact, de asta am și spus că, din punctul meu de vedere, nu contează că ești verde sau ești roșu, ești la fel de vinovat. Și, de fapt, ei înșiși s-au concurat în a fi mai vinovați sau mai criminali, mai extremiști. Deci Ce... credeți, da. Grigore, spune. Credeți că putem să facem judecata asta morală că cei sau cele care au fost legionari și au primit cumva ce au meritat, sau nu suntem noi în măsura să facem astfel de judecăți morale?
Mie mi-e foarte greu să fac judecăți și am încercat din răsputeri doar să mă rezum la fapte. Mirarea mea a fost legată de faptul că ele și-au pierdut viața, și-au pierdut tinerețea, sănătatea, fără să înțeleagă, dar asta e o chestie de opțiune personală, că de fapt ele militau pentru o doctrină intolerantă, rasistă, antisemită, care ar fi dus tot la rău. Adică, în cele din urmă, cu pistolul nu poți să faci pace sau să faci o lume nouă. Asta e convingerea mea și asta mie mi s-a părut foarte trist, că ele, după atâția ani de închisoare, nu și-au dat seama de această realitate. Sunt foarte puțini. Eu recunosc că am găsit un singur fost piteștean, adică cel care a trecut prin reeducarea de la Pitești, în care a zis că și eu eram un barbar. Și a fost pentru mine foarte tulburător momentul ăla, pentru că, de fapt, omul a recunoscut că abia la bătrânețe și după toate experiențele prin care trecuse, asimilase și înțelesese. Ok, nu era bine să fiu comunist, dar nici legionar nu era bine să fiu. Vis-a-vis de judecată, eu, sincer, nici nu cred că îmi doresc să aibă loc o judecată. Eu mi-aș dori foarte tare să existe înțelegere și cunoașterea faptelor. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Noi nu cunoaștem faptele, noi nu înțelegem prin ce au trecut oamenii ăia. Și pentru că nu înțelegem, nu poți să cunoști ceea ce nu ți se spune. Eu văd utilitatea acestor volume de memorii ale legionarilor. Au tot dreptul la propria lor rostire a poveștii. E alegerea mea ce fac cu aceste povești. Dar din punctul meu de vedere, toți trebuie să ne manifestăm. Dar din aceste bucățele mici, din care reconstituim tabloul mare, pentru că, de fapt, în închisoare, așa cum greșit se spune că la Pitești, în reeducare, au fost doar legionari, nu. Nici în închisorile comuniste nu au fost doar femei legionare, au fost femei care, efectiv, nici nu erau anticomuniste. Faptul că au ajuns în închisoare, faptul că au trecut printr-o anchetă brutală, faptul că s-au trezit condamnate la niște pedepse, cum vă povesteam adinaur despre Nina Moica, le-au făcut să aibă un anticomunism visceral. Așa cum femei care niciodată n-ar fi scris, după ce au trecut prin această experiență cutremurătoare, au scris tocmai pentru că au simțit nevoia să lase o mărturie. E alegerea noastră ce facem cu această mărturie. Dar mie mi se pare foarte importantă să ajungă la noi, să o înțelegem. Pur și simplu e vorba despre cunoașterea faptelor. Ce facem cu ea e alegerea fiecăruia. Eu personal aleg să nu judec. Nici măcar, eu sunt foarte, de exemplu, sunt foarte, foarte tristă pentru cazul Nicoletei Valerii Gros, care este un caz atât de tulburător. Vă spun sincer că nu eu l-am descoperit, am mers pe urmele unei colege care a publicat un studiu dedicat, pentru că diferența dintre realitatea cărții ei și realitatea dosarelor, nu cred că ne dă imaginea adevărată. Asta este marea mea tristețe, pentru că noi acum avem acces la o versiune a poveștii care este falsă a ei și una care este rău intenționată a ofițerilor. Poți să ne Și dai mai multe frustrarea mea, detalii? Nicolette Valerii Grosu a fost arestată în 45 din senin și se presupune că atunci a devenit agent a SSI. În 49 este arestată din nou, internată administrativ pentru 3 ani, în calitatea ei de activistă PNC. În pozele de la procesul lui Iuliu Maniu, Valerii Grosu stă în dreapta lui. A fost secretara lui Maniu, era nepoata lui pe linie maternă și a fost secretară de presă la ziarul Dreptate. Face acești 3 ani de închisoare pe care îi povestește în binecuvântată fi închisoare, după care fiul unui alt fost deținut politic, Nicolae Mărgineanu, face un film cu Maria Ploaie. Un film absolut tulburător. Vă spun sincer că l-am revăzut în toamnă la Pitești
Și am auzit oamenii plângând pentru că filmul rezistă. Toate poveștile astea pe care noi le-am pus în carte și pe care Vasilescu le-a detaliat, ancheta, arestul, ancheta, procesul, detenția, viața de zi cu zi, eliberarea, trădarea prietenilor, sunt prinse în film. Și am stat și m-am gândit, chiar vorbeam cu soțul meu, spune tu, cum ar trebui eu să mă duc acum și să iau microfonul și să spun Nicole Valerie Grosu, care este eroina din acest film, care vouă v-a plăcut atât de tare, a fost agenta securității timp de 20 de ani și a luat bani pentru această colaborare și a acceptat, ba din contră, și-a lăudat discreția și și-a licitat ajutorul în schimbul unui apartament, a unei slujbe, a unor rochii. Dar nu asta este de judecat. Adică, cum să zic, mie asta mi se pare îngrozitor, că acest om a fost pus în situația asta. Asta mi se pare de-a dreptul îngrozitor. Și revenind la ideea anterioară, mi se pare foarte trist că Nicol Valéry Grosu a scris această carte de memorii pe jumătate. Pentru că eu mi-aș fi dorit foarte tare, și situația este aceea și în cazul Anei ori în cazul altor femei, să orare. Pentru că, de fapt, ideea ta despre judecată este cea care ne-a mânat pe noi, ca societate, în această goană după nume, în dosariada aia din anii 2000, când s-a înființat CNSAS-ul și în care, amintiți-vă, pe prima pagina ziarelor erau numai Cutărescu a fost informator, Cutărescu a fost informator. Câte nume ofițeri ați reținut după acele dezvăluiri? Avem o problemă de conexiune. La Am mine? avut o problemă de conexiune, da, fie la Da. tine, fie la mine. Cred că ultima frază nu s-a auzit. Spuneam că aici avem o problemă cu ofițerii care i-au turnat pe oameni, care i-au presat pe oameni, pentru că nimeni nu devenea colaborator de bunăvoie. Și pentru că noi nu ne-am îndreptat atenția acolo unde ar fi trebuit și să punem greutatea vinovăției pe ofițerul care presase sau tentase un om deja distrus după 5, 6, 10 ani de detenție, căruia i se luase tot și posibilități de carieră și avere, să-l pui în situația să trădeze, tu primind grade și bani și privilegii, aici am ratat noi. Și spuneam că, de fapt, ceea ce nu știi, nu poți înțelege. Mie mi-ar fi plăcut ca Nicol Valéry Grosu să povestească din interiorul acestei furtuni care a fost colaborarea cu regim. Poate am fi înțeles, eu personal eram curioasă cum arătau, cum erau îmbrăcați, cum arătau camerele în care erau recrutați oamenii, la ce anume gesturi recurgeau. Sunt foarte curioasă de tot ce înseamnă situația asta, pentru că este foarte, foarte tulburătoare și faptul că ea n-a vrut să spună despre asta. Odată o înțeleg de ce. Pentru că noi nu eram pregătiți să acceptăm această cădere din postura lor de statui, de eroi. Este foarte greu să accepti. Amintiți-vă prin ce a trecut Alecu Paleologu, el care recunoscuse de la început și încă dinainte să cadă comunismul, că a fost agent al securității, el care îi spusese față în față lui Nicu Steinhardt: vezi că eu sunt agentul. Și vă mărturisesc că asta nu-i fațadă, pentru că în 2004, când am publicat volume de documente despre dosarul lui Nicu Steinhardt și l-am rugat să-mi facă prefața, a doua frază pe care mi-a spus-o a zis: eu sunt agentul Alexandru. Evident că eu n-aș fi îndrăznit niciodată să spun. Dar mă gândesc, unde ar fi fost societatea noastră dacă această vinovăția ar fi fost împărtășită și noi am fi avut posibilitatea să o înțelegem, să înțelegem că și ei sunt victime și, de fapt, să ne întoarcem tunurile acuzelor împotriva celor care sunt cu adevărat vinovați.
Păi, de fapt, despre asta vorbim când vorbim despre războiul împotriva poporului, despre războiul împotriva femeilor. Și ați spus un lucru foarte important aici pe care trebuie să-l subliniem și să-l discutăm un pic și care e cu adevărat lucrul, să zicem, filozofic. Să suntem la cafeaua, la cafeneaua filozofică aici, că, de fapt, vorbim de niște persoane care au fost condamnate pentru cine erau, nu pentru ce au făcut. Intrai în pușcărie pentru cine erai. Fie că tu erai la momentul în care intrai în pușcărie, fie că familia ta era familia nepotrivită, fie că te căsătorisești cu bărbatul nepotrivit. Foarte puține din fișele informative pe care le putem citi și din poveștile pe care voi le spuneți sunt legate de fapte. Sunt foarte multe legate de persoană, de cine era persoana respectivă. Pe de altă parte, evident, detenția despre care ați vorbit, ororile prin care treceau persoanele astea, te modifică, nu? Cine erai putea să nu fie același lucru cu cine ieșai din închisoare sau cu cine deveneai în închisoare. Închisoarea era mediul în care aceste persoane se transformau. Unii ajungeau sfinți, alții ajungeau criminali. Era ceva legat de... E un esențialism care pe mine cel puțin mă cutremură. Nu vorbim despre fapte, vorbim despre întemnițarea esenței umane. Nu știu cum să formulez o întrebare. Ziceți ceva despre... Vreau să spun ceva, dacă se poate. Scuză-mă, Clara. Observația noastră este foarte bună și asta apropo de discuția legată de deținutele politice legionare și de o întrebare a dumneavoastră de mai devreme, dacă cumva ne putem gândi că au primit ce au meritat. Nu. Chestia asta, din punctul meu de vedere, iese din discuție, pentru că, în primul rând, acești oameni, aceste femei și acești bărbați de foarte multe ori nu au fost condamnați pentru faptele lor, ci au fost condamnați pentru ceea ce reprezentau ei sau ceea ce erau, cum a spus și dumneavoastră, nu pentru ceea ce au făcut. Și lucrurile au mers atât de departe încât de foarte, foarte multe ori au frisat absurdul. Și am numeroase cazuri de femei care au intrat în închisoare, fie au fost condamnate sau internate administrativ, pentru că într-un moment sau altul al vieții lor au avut de-a face, au avut legături, au intrat în contact cu membrii ai mișcării legionare, despre care nici măcar nu au avut habar că fac parte din mișcarea legionară. Da? Ca să nu mai zic că, din punctul meu de vedere, faptul că aceste femei au făcut la un moment dat parte din mișcarea legionară fără să comis vreo faptă reprobabilă, iarăși nu este o culpă în sine. O să vă dau un exemplu de pildă. Mi-a rămas în minte cazul unei femei, unei țărănci, care mergea cu căruța printr-un sat și la un moment dat, cum se spune, a luat pe cineva, cum spunem noi astăzi, la ocazie. Da? Deci, bărbatul respectiv s-a urcat în căruță, l-a purtat cale de câțiva kilometri până în satul următor, omul s-a dat jos și la ceva vreme, peste 7, 8, 9, 10 luni, da? S-a trezit ridicată, săltată de acasă și condamnată ca legionară pentru că a favorizat, a ajutat un legionar despre care ea nici măcar nu avea habar că este legionar. Deci, de a spun că, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne ferim de expresii de genul au primit ce au meritat, pentru că e imposibil să nu dai greș cu o formă de genul ăsta. Putem întoarce un pic lucrurile și le putem privi invers. De pildă, în închisorile comuniste au fost foarte mulți comuniști, de exemplu, ca deținuți politici după 1945. Mă rog, nu vă imaginați că au fost cu miile, dar să știți că au fost destui. Îmi vine în minte acum cazul unui ministru adjunct al Industriei Ușoare, unul dintre primii nomenclaturiști, de după 23 august 1944, da? Care a intrat în închisoare și a stat acolo aproape 10 ani, din 1954 până în 1964, și a ieșit mai mult mort decât viu. Cunoscându-i și cercetându-i biografia,
acest om, nu pot să spun clar că acest om n-a comis nicio faptă care să fi justificat trimiterea lui la închisoare. Asta nu face mai puțin deținut politic. Faptul că a fost ministru al industriei, că a fost nomenclaturist la un moment dat și că a fost membru al Partidului Comunist. Și, la rândul lui, a ieșit din închisoare la fel de comunist cum a intrat. Numai că cu convingerea că el este un comunist pur, pe când ceilalți sunt niște comuniști viciați. Da, pentru că credința aia te ține în viață cumva, să treci prin Corect? detenție. Dar au fost pomenite aici și cazuri în care chiar nu aveau nicio vină, nici măcar vag ceva. De ce ai arestat pe cineva care nu are nicio vină? Ca să răspândești eroarea sau de ce? Ăsta e Exact. unul dintre, da, ăsta e unul dintre argumentele de bază al regimului și faptul că pentru aceeași culpă unii înfundau pușcăria și alții erau liberi, face parte din această tactică a terorii. Faptul că stăteai tot timpul înspăimântat că ar putea să vină să te ia, amplifica starea de tensiune socială. Că n-ai făcut nimic, mi se pare foarte elocvent cazul Elenei Constante. Elena Constanta n-avea absolut niciun fel de activitate activă, nu fusese activistă comunistă, dar fusese bună prietenă cu Lucrețiu Pătrășcanu, care devenise adversarul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Pătrășcanu trebuia eliminat, motiv pentru care Elena Constante, Harry Browner, Elena Pătrășcanu au înfundat pușcăria. Și vis-a-vis de neîntrebarea Danei, Dane, nedumerirea ei, că și pe mine m-a frământat această constatare, Lena Constante este exemplul cel mai clar de ceea ce poți să sapi în tine și să descoperi în niște condiții extreme. Și Ide Sârbu spunea că închisoarea relevă esența. Acolo afli cine ești cu adevărat. Dacă trădezi pentru un blid, cum povestea Nichifor Crainic, de mine feriți-vă. Dacă îți dai viața pentru un tânăr, cum a fost cazul lui Mircea Vulcănescu, sau evadezi interior ani și ani de singurătate, Lena Constante a fost printre cele mai nefericite deținute, fiind condamnate la izolare, să stai singură într-o celulă și să nu înnebunești, mie mi se pare supremul eroism. Faptul că ea și-a construit acea rutină mentală în care compunea poezii, în care compunea piese de teatru, traversând minuscula celulă, zi de zi, zi după zi, mii de zile, este absolut tulburătoare această experiență și această esență a umanității la care ea ajunge. Și nu este singura. Asta mie mi s-a părut, cunoscând atât de multe povești, am constatat că sunt foarte multe rețete de a ajunge la sinele tău adevărat. Sunt mai multe căi care te conduc către sinele tău adevărat. Că poate să fie solidaritatea, că poate să fie inteligența, că poate să fie speranța. Sunt niște opțiuni pe care oamenii ăștia le fac și de care se agață și cu care ies din închisoare. Virginia Ion. Da, pe lângă, părerea mea este că pe lângă răspândirea terorii, eu cred că regimul vedea în acești oameni, chiar dacă nu făceau nimic și nu, ei practic nu aveau nicio vină, vedeau un potențial pericol pentru regim. Am aici un fragment dintr-un document emis în acea perioadă, o hotărâre a Consiliului de Ministri din ianuarie 1950, hotărâre care stă și la baza internărilor administrative despre care vorbea Clara, care erau făcute, erau niște liste emise de Ministerul de Interne și te luau doar în baza acelor liste și te țineau în închisoare fără nicio condamnare. Și în această hotărâre, în acest HCM, se prevede
Că trebuiau arestați toți cei care primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democrație populară și construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat și organele sale dacă faptele lor nu constituie infracțiuni. Atât aveam de adăugat. Adică oricine. Exact. Oricine, oricând. Exact. Suntem la cafeneaua filozofică, așa că aș vrea să mai pun o imagine pe ecranul nostru. La cafeneaua filozofică vorbim de dicționarul femeilor închise în comunism. Și aș vrea să comentați. Apropo de jurnalele care au apărut după 90, jurnalul lui Alice Voinescu este tremurător. Este una dintre poveștile cele mai tulburătoare, cu atât mai mult cu cât ea nu are propriul ei dosar. Dosarul lui Alice Voinescu se găsește printre volumele dosarului lui Petru Manoliu. Și este una dintre femeile al căror destin te cutremură, pentru că de fapt îți dai seama ce enormă deraiere sau risipă de energie a putut să facă acest regim. Avem această doamnă care era profesoară la conservator și care predase 30 de ani la conservator, care fusese prima femeie doctor în filozofie la Sorbona și care refuzase catedre de filozofie și în Statele Unite și în Franța, care coresponda cu toate numele celebre ale literaturii, a fost bună prietenă cu Roger Martin du Gard, era o persoană extrem de, extrem de educată. În perioada interbelică ținea conferințe despre emanciparea femeii. Studenții ei o căutau ca pe un consilier psihologic. Îi cereau sfaturi legate de necazurile amoroase, de direcția în carieră, de tulburările religioase. Alice Voinescu reușise să polarizeze în jurul ei un pol, un centru ostil comunismului. Înainte să devină fățiș conflictul, care de fapt din punctul ei de vedere a constat într-o retragere, ea și-a continuat viața ca o profesoară pensionară care își vedea de studenții ei, care veneau să o caute. Înainte de Petru Groza o roagă să participe la Congresul Mondial al Femeilor Comuniste, și Alice Voinescu spune: îmi pare rău, eu nu pot pentru că eu sunt monarhistă și așa voi muri. Asta nu împiedică cu nimic regimul să o ridice, să o supună unei dure anchete, fiind o doamnă trecută de 65 de ani și, după cum arăta și fotografia, foarte fragilă fizic. Și după 2 ani de internare administrativă la Jilava, deci nu îi găsesc nicio vină, nu este condamnată printr-un proces penal, este trimisă cu domiciliu obligatoriu la Târgu Frumos, undeva în nordul țării, unde este lipsită și de singura ei posibilitate de a se întreține pensia. Și avem scrisoarea ei către Chișinevski, în care îi spune că ea a fost profesoară neîntrerupt 30 de ani la catedră și niciun moment n-a avut nicio activitate împotriva statului. Și totuși acum se vede bolnavă și lipsită de ajutorul familiei și lipsită și de pensia, care era singura ei modalitate de a se întreține. Vă spun sincer că îmi dau lacrimile de câte ori mă gândesc la acea situație și la acea disperare. Și jurnalul ei cred că e una dintre cele mai tulburătoare lecturi pe care le-am făcut, alături de Ani Bentoiu cu Ani Timpul ce ni s-a dat, alături de Lena Constante. Sunt câteva cărți care realmente te dărâmă și te zidesc în același fel, în același timp.
Și, din fericire, Alice Voinescu reușește să se întoarcă din domiciliu obligatoriu, dar la scurt timp moare în București. Da, Cam și așa ea. s-a purtat regimul cu marile noastre creiere. Pavel Apostol a scris pe scrisoarea aia către Chișinevski că consider că e just că i s-a retras pensia. Am citit de curând asta, că am reluat procesul Noi Capila din cartea lui Stelian Tănase. Ce frumos! Știm cine a fost Și Pavel Apostol, nu? A fost cel care l-a înfundat pe Blaga și cel care îi cerea lui de Sârbu, era responsabil politic al Universității de la Cluj, care îi cerea lui Sârbu să-l terfelească pe Blaga, în plin anfiteatru. Acela este Pavel Apostol, care fuge în Occident și apoi spune ce nedreptățit a fost el de regimul comunist. Cam așa. e foarte greu să duci poveștile astea, dar într-adevăr nu se poate fără ele. Cred că trebuie să le știm și trebuie să le trimitem mai departe și ceea ce faceți voi este nemaipomenit. Le aducem aminte celor care au intrat mai târziu că am pornit discuția de la această carte pe care, dacă nu o aveți, e momentul să vă cumpărați. Trebuie să o aveți în casă și trebuie să citiți la ea. N-am vorbit și ne apropiem în curând de sfârșit. Există un capitol în cartea asta despre spitalul psihiatric și poate Constantin Vasilescu ne spui ceva și despre această formă de război împotriva femeilor. Sigur că da. Și apropo de imagini și de povești, o să încep plecând chiar de la copertă și plecând de la chipul pe care îl vedeți pe această copertă, pentru că este chipul unei tinere care a trecut prin asemenea experiențe. Cercetând cazuistica, am ajuns să descoper un segment pe care nu l-aș fi bănuit înainte. Pe lângă cazurile clasice de abuz psihiatric, adică de oameni internați, de femei internate în astfel de unități sau de femei torturate în anchete care ajung să își piardă uzul rațiunii și ulterior iau calea unor astfel de spitale, avem de-a face cu cazurile unor femei care suferă de anumite tulburări psihice, care cumva acționează ca un factor dezinhibant pentru ele și asta le face, practic, să spună în public vrute și nevrute, inclusiv să critique regimul. Le anulează cumva instinctul de conservare și le face să spună lucruri mai puțin plăcute pentru regimul comunist și asta le aduce în asemenea situații. Ca să înțelegeți despre ce era vorba, o să plec de la cazul acestei tinere, o tânără care a fost abandonată la câteva luni pe treptele unui cămin de copii, a învățat să meargă abia la vârsta de 7 ani, suferea de epilepsie, la vârsta de 15 ani lucra în combinatul de ciment de la Fieni și undeva în jurul vârstei de 17-18 ani a aflat că este un copil adoptat, da? Și a aflat că părinții ei trăiesc undeva în Occident, mai exact în Austria. A fost momentul din care ea a decis, momentul în care ea a decis că trebuie să facă orice și trebuie cu orice chip să plece din România și să-și regăsească părinții. Ei bine, de atunci, din 1950 5, dacă nu mă înșel, până în 1964 a avut mai puțin de 10 tentative de a trece granița. Da? În cele mai neașteptate moduri, călătorind pe plafonul unui vagon de tren, mergând pe jos și încercând pur și simplu să treacă granița la pas în punctele de frontieră, întotdeauna cu privirile ațintite spre vest, cu orice chip, cu orice risc. De fiecare dată era prinsă, era descoperită și le mărturisea anchetatorilor cu o ingenuitate incredibilă că ea pur și simplu vrea să meargă în Occident să-și întâlnească părinții. Ei bine, era clar că
că tânăra avea niște probleme, avea niște suferințe, asta nu i-a împiedicat pe anchetatori să o tortureze, să o chinuie și să o condamne inițial la 2 ani de închisoare, da? Pentru tentativă de trecere a frontierii. Tânăra a ispășit acești 2 ani, a ieșit în închisoare și și-a reluat tentativele. Din acest moment a început un periplu prin tot felul de spitale, de ospicii, de unități din astea psihiatrice din țară, după ce inițial era maltratată de fiecare dată în anchetă, da? Și din anchetă era depusă în penitenciar până la așteptarea deciziei judecătorului de internare în astfel de spital. Pentru că cei care o prindeau, cei care o descopereau, nu puteau concepe că cineva încearcă să treacă granița fără nicio intenție ascunsă, fără nicio legătură cu spionajul anglo-american, fără intenția de a face contrabandă, fără intenția de a lua legătura cu nu știu ce grupuri de rezistență sau cu nu știu ce agenturi de spionaj. Și atunci ei se dezlănțuiau practic împotriva acestui copil cu tot ceea ce aveau mai rău în ei. Și o să vă povestesc un episod, de exemplu, la a treia arestare, sper să nu greșesc pentru că au fost atât de multe încât e foarte greu să le ții evidența. La a treia arestare, după anchetă, după ce anchetatorul a maltratat-o, a constatat că are ceva probleme psihice, da? Ea a fost depusă în penitenciarul de la Jilava, unde, suferind de epilepsie, uneori avea crize din astea foarte violente. Ei bine, de fiecare dată când o cuprindea o criză de genul ăsta, la sfârșitul crizei, era bătută de către gardiențe care socoteau că, de fapt, ea se preface și că le sfidează și că la adăpostul acestor așa zise crize, ea nu caută decât să le insulte și să arunce vorbe de ocară asupra regimului. Ca să vă dați seama ce a însemnat absurdul acestor situații. Bine, această tânără n-a încetat niciodată să forțeze frontiera, să încerce să ajungă în Occident. Am reușit să țin evidența tentativelor de trecere a frontierei până în 1964. Din 1964, din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu dacă a reușit vreodată să treacă, nu știu ce s-a ales de această tânără, pentru că urmele ei dispar brusc. Nu vreau să mă gândesc la ceva mult mai rău decât ar fi cazul, dar n-aș exclude această posibilitate. Ultimul indiciu pe care îl avem despre ea este în primăvara anului 1964, anul în care practic pușcăriile se golesc de deținuți politici și ea este arestată o dată în plus pe faleza din Constanța, în timp ce încerca să găsească o altă cale de a pleca din țară. Deci Ce poveste, ce poveste, ce film s-ar putea face. Iară, vreau să vă aduc aminte vorbind despre secolul 20. Da, într-adevăr, ăsta este un caz de film. Și nu e singurul, din păcate. Da, două lucruri voiam să spun. Cred că e foarte important să subliniem și textul lui Constantin Vasilescu face asta în carte, responsabilitatea și vinovăția cumplită a celor medici care au acceptat să-și trădeze profesia și să accepte chinul la care regimul supunea acești oameni. Pentru că au fost mulți oameni care ar fi putut fi ajutați să-și revină, dar care, de fapt, fiind potențial ostili comunismului, au fost reduși la starea de legume sau cine știe. Asta e prima observație pe care aș vrea să o subliniez. Și a doua observație este fix legată de fata pe care noi am ales să o punem pe copertă, din două motive. Pentru că are această poveste absolut tulburătoare, pe toți ne-a tulburat și gândiți-vă câte povești de acest gen avem noi, pentru că este de o expresivitate incredibilă. Acei ochi senini arată, de fapt, toată nevinovăția ei, toată inocența, dar ea plânge.
Ce aveți cu mine? Ce mi-ați făcut? Cu ce sunt eu vinovată? Ea este un copil pierdut între niște monștri. De aceea am ales să punem, pentru că foarte multe, cele mai multe dintre femeile care au intrat în închisoare, nu contează vârsta, nu contează, așa s-au simțit. Așa, acela este gestul și imaginea, acea formă de cădere interioară pe care am reușit să o surprindem în acea fotografie, care cred că face aproape cât povestea ei. Și ca să spun ultimul cuvânt, că eu am vorbit cel mai mult și vă cer scuze, eu n-aș renunța sub nicio formă la tot ce am acumulat. Chiar dacă este foarte greu și foarte solicitant, ceea ce am citit, ceea ce mă străduiesc să dau înapoi, mă face un om mai bun. Și, de fapt, cred că asta e valabil pentru toți care studiem comunismul, pentru că nu avem nu este o acțiune revanșardă. Noi nu vrem să facem ceva împotriva cuiva. Noi vrem pur și simplu să înțelegem și să le dăm cuvântul acestor oameni care au suferit nevinovați și care, dacă nu-i pomenim, nu le perpetuăm, nu le respectăm suferința, care ne crește nouă stima de sine. Asta mie mi se pare că este atât de evident și o formă de patriotism din care noi ne-am putea alimenta atât de profund, mai ales în această nebunie a lumii în care trăim și pe care o ignorăm. De fapt, ei mor din nou și de-aia am și ales să scriu despre femeile de cenușă care s-au risipit printre pietrele de penitenciarelor, dar și despre femeile de diamant care au rămas și care sclipesc. Depinde de noi să le descoperim și să le vedem strălucirea. Mulțumesc, Clara. Am ajuns la concluziile acestei discuții absolut tulburătoare. Sper ca mulți dintre cei care ne-au ascultat să o țină minte și să spună mai departe și să le spună și altora să o asculte și să le spună să cumpere cartea. Concluzii, dacă sunt. Alte lucruri de spus. Constantin Vasilescu. Da, așa cum v-am spus și mai devreme, pe mine m-au interesat foarte mult, m-au interesat marile anumime ale acestei tragedii, pentru că mi-am dat seama că sunt foarte multe femei necunoscute care au trecut prin niște suferințe greu de înțeles. Și descoperindu-le poveștile, m-a interesat foarte mult latura lor umană, nu atât dimensiunea eroică, cât dimensiunea lor profund umană. Și am descoperit, am extras această dimensiune uneori dintr-un amestec de inevitabil, aș spune eu, de lumini și umbre. I-aș sfătui pe cei care se apleacă asupra acestor subiecte sau asupra acestei cărți să nu pornească de la premize greșite. Să nu își închipe niciodată că au de-a face cu supra-oameni, da? Să nu își închipe niciodată că au de-a face cu niște eroine infailibile, îmbrăcate așa într-o armură, într-o platoșă de oțel a unei etici sau unei morale inexpugnabile și să-și dea seama că au de-a face cu ființe umane, da? Care au trecut prin niște suferințe și niște momente care le-au schimbat viețile pentru totdeauna și care mai târziu, chiar și în libertate, le-au pus în niște ipostaze pe care nu le-ar fi gândit sau nu le-ar fi bănuit sau la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Virginia Ion, în chip de concluzie. Noi, în această seară, am discutat despre femeile care au trecut prin penitenciarele comuniste, dar pentru că este 8 martie, aș vrea tot să aducem un omagiu tuturor victimelor femei ale regimului comunist, pentru că ele au fost și femei închise, au fost și femei deportate și nu numai din granițele României, au fost femei din Basarabia și Bucovina, zeci de mii de femei care au fost duse în Siberia ca etnici români.
De asemenea, victime au fost și femeile, soțiile, mamele, fiicele deținuților politic care au rămas fără un loc de muncă, au fost date afară de la locul de muncă, nu li s-a aprobat intrarea la liceu sau la facultate. Aș vrea de asemenea să amintesc despre femeile care s-au opus comunismului în anii 80, Ana Blandiana, Doina Cornea, despre femeile de la Brașov din 1987 care au fost arestate în urma revoltei de la Brașov din 1987 și nu în ultimul rând despre cele care au căzut victime legislației anti-avort din anii 60. Mulțumesc! Vizualizând legiunile despre care vorbești, Virginia Ion, ne înspăimântăm și realizăm cât de mult avem de recuperat, cât de mult avem de învățat. Sper că seara asta a deschis ochii unora dintre voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această discuție. Mai arătăm o dată cartea. E una din cărțile pe care trebuie să le aveți acasă și pe care trebuie să le citiți. Nu va fi ușor, dar vă va transforma această lectură. Clara Mareș, Constantin Vasilescu, Virginia Ion, mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și celor care v-ați uitat la noi. Cafeneaua Filozofică se întoarce peste 2 săptămâni. Până atunci, toate cele bune!